Oh nu! Oh nu! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mi-ați adus bățul? Oh nu! Ok, să punem plușul ăsta pe care tocmai ce l-am cumpărat de la mall și suntem gata să... Mă, dar ce se întâmplă? What? Uite-l pe Crisnel pe stradă! Pare că am speriat sincer așa, dar nu înțeleg, iară s-a făcut noapte și efectiv s-a făcut dintr-o dată, că mai devreme doar am venit de la mall și era plină zi. Oana, am auzit-o cumva pe Oana, fraților, sau mi s-a părut mie? Mă, sper că nu mi s-a părut, sau? Ia să vedem, care-i treaba pe aici prin orașul ăsta? Oana? Orașii, what? Ce se întâmplă aici? Uleu, ce s-a speriat Irinuș? Cântai? Păi... Ok, e ok, ok, da, poți să... Așa, da, intră în casă înapoi acolo, intră în casă acolo, așa. Da, glumeam. Bună, nu mi se pare mie, deci în primul rând te-am auzit mai devreme, cum nu știu ce făceai, urlai pe acolo și mă deranjeai, apropo, nu pot să dorm. Da, vocea ta s-a auzit. Și pe lângă chestia asta vreau să zic că... Nu ți se pare puțin cam prea ciudată noaptea asta? Adică s-a pus dintr-o dată noapte și parcă nu știu, am senzația că cineva mă urmărește. Nu știu de ce am senzat. Te urmărește, te urmărește. Mă, ce caută Lucia aici? Păi, tu ai tot urmărit și cineva, nu? What? Uite-l și pe ăsta! Mă, ce se întâmplă? Eu tot și m-am trezit și am văzut un centru. Mă, ce se întâmplă? Oana, eu ți-am zis că mă simt urmărit. Eu ți-am zis că mă simt urmărit. Acum mă crezi? Ăștia toți trei au apărut dintr-o dată acum. Da, ciudat rău. Dar nu e adevărat, și eu eram speriat, era așa întuneric, nici nu avem lumini pe străzile astea. Bă, dar chiar că, domn primar, de ce nu vă ocupați de lumini? Mă rog, bă, sincer, ideea este că, nu știu, cred că e ceva cam ciudat, sincer, și parcă vine de la casa tatălui strict, dacă știți casa aia, adică... Nu, deci nu, nu. Ce, e deschis garajul? Nu, da, e deschis ușa aia. Nu pot să cred. Oh, nu, haideți repede acolo. Ia. Nu, Luce, e ok, ok, Luce. Mamă. Mă, de ce e garajul? Sânge cumva aici. Da, este sânge. Nu e ketchup, Ștefan, nu e ketchup. Nu știu ce, sunt mai multe cranii. Mă, chiar că... Ai de capul meu. Mă, ce e ăsta? What? What? Asta nu era aici. Ce e asta? Da, eu n-aș coborâ. Da, nu știu și cine are curaj să intre acolo, cred că păi nu, că e simplu. Jackie, nu. O să intrăm cu... Nu, închide asta, nu închide asta, că poate vine și ne prinde aici, nu? Lasă-le deschis. Aoleu, să nu vinem toți. Deci fiți atenți, eu zic să mergem cu toți împreună, pentru că suntem 6 oameni, nu suntem 6 oameni, n-au cum să ne facă rău la 6 oameni, adică eu am... Da, gen, nu am. Tu ai fost aici? Mă, ce? Da. What? Atunci hai să mergem, ia, hai, coborâți-te după mine, haideți. Hai cu grijă. Mă, ce e aici, fraților? E un tunel întunecat, numai că nu se întâmplă nimic, aveți încredere în mine. Cum adică nu se întâmplă nimic? Tatăl strict? Oh my god. Mă, ce, de ce e tatăl strict aici? Păi, dar nu pare că e baie, că gen, uite, vezi, sunt mai multe containere de-astea cu apă și pare că gen aici stătea cineva. What? Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu mai trebuie să fiu noi ceva. Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Unde? What? Cine era aici? Aici trebuia să fie fratele strict. Aici era fratele strict? Cine misterioasă? What? Da. Mă, ce se întâmplă? Deci să nu mă părăsești, vreau să văd ce e asta. Dar nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Nu știu, nici ce se... Mă, ce se întâmplă? Mama, ce pe. Oh my god, ce e aici? Bă, ce? Oana, ce-ai băut? Mă, stai, ce e aici? Dormitor, mama, strictă! Oana! Păi, da. Oana! Sper că... Te ce ai, bă, ceva ciudat! Era o... Am luat bățul. Era o sticluță aici, Oana. Era o sticluță goală. Cumva din sticluța ai băut-o? Da, goală. Nu mi-o da, nu! Eu nu vreau să țin așa ceva în mână! Oana, ai băut-o poțiune care era în camera mamei stricte? Poate... Doamne! Da, pagin. Bă, ce e? Păi și o bei! Puteam să o investigăm sau ceva? Da, nu te vazi o bei, da! Oh my god! Da, a fost foarte bună! Ok, gen, vă zic tuturor, mă rog, lui Irinuș nu-i zic neapărat că ea poate stai oricum lângă Ana, deci, lângă Oana, pardon. Ana. Deci vreau să zic că... vă rog, nu mai stați lângă Oana. Ok, hai să fugim, hai să fugim. Ai de capul meu! Cum adică voia și bățu? Mă, tu ai auzit-o? A zis că voia și bățul. Oh my god. Nu. Ce face bățul ăla? Cred că își pierde mințile. Își pierde mințile, sincer. Mă, mi-a scus bățul ăla.
Zici tu să-l ascund? Ok, uite, fii atent, îl ascund aici, îl ascund, uite. Nu o să-l găsească niciodată acolo. Ia. L-ai ascuns foarte bine, Jackie, sigur nu o să-l găsească. Păi nu o să-l găsească, Cristinel, e o ascultare foarte bună, nu mai comenta. Adică 100% nu plutește. Păi da, dar ideea e că, uite, ea când urcă de aici să nu fie aici, o să vadă craniu. Zici să blocăm intrarea. O, bă, o idee foarte, foarte bună, ia că luăm lemnul ăsta și o să blocăm intrarea cu el, ia să vedem. Gata, așa, perfect. Hai să fugim, hai să fugim, hai să fugim. Mamă. Hai de capul meu. Bă, nu știu ce să zic, adică... Oare a cui o fi sângele ăsta? Uite cât nu știu, Lucia, dar e vechi. Adică treaba asta e veche și nu înțelegem că... Mă, cine mă ăsta? Mă, ce? Nagitu, gdic, dac, dac, Joe? Bă, trebuie să avem foarte mare grijă la Oana și cred că o să mă duc să-mi pregătesc niște arme, sincer. Adică, nu știu dacă e ok să bea o poțiune care era în camera mamei strictă, gen... Da, clar nu e ok. E super bea o poțiune. Cum adică, Cristinel, că poate era o poțiune? Oh, nu. Sper că... Ce? Sper că poțiunea nu o să o transforme în mama strictă sau ceva. Oh, nu. Ok, revin imediat. Nu, 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 nu e ok, nu e ok, nu e ok. Trebuie să mergem aici, trebuie să-mi iau ghiozdanelul. Oh, nu. Unde mi-e ghiozdanul? Unde mi-e ghiozdanul? Mă, ce se întâmplă? Uite că aici e ghiozdanul. Uite, de fapt luăm o armă. Hai că luăm armele astea direct bam bam. Luăm și niște gloanțe și să avem foarte, foarte mare grijă. Poțiune de bebe nu cred că ne trebuie, dar cred că o să ne trebuiască sincer arma asta. Sunt 100% convins că o să ne trebuiască pentru că sincer nu știu ce să zic acum legat de Oana. Cum sunt schimbată? Oana? Ce-i mai înaltă? Nu e o problemă. Mă, ce se întâmplă? Mi se pare lui Luiș, nu sunt mai înaltă, îi se pare. Mă, ce? Da, ce? Oana? Dar cum adică? Stai, vreau să mă... Mă, e mai înaltă decât mine! Și decât mine. Oh my god. Cum mai înaltă ca tine, Jackie? Bă, nu mai râde, bă, piticane, că tu ești bebe. Oana, nu e normal. Dar nu era înainte. Nu e normal și... Păi cum? Voi vedeți că mâinile i s-au subțiat un pic? Ai de capul meu, Oana, stai departe de noi, stai departe de toți oamenii din orașul ăsta, înțeles? Stai departe, nu ne face niciun rău. Nu ne face niciun rău. Oana, mă sperii. Păi, ai băut o poțiune, cine știe în ce te transformă acum poțiunea? Dacă te transformă în surioara strictă sau ceva? Doamne, Jackie, cum să spui așa ceva? Păi... Sau bunica strictă. Bunica strictă? Bă, nu știu ce să zic sincer. Oh my god, cred că avem o problemă foarte mare, fraților. Teoretic, nu, dacă era nu, dormitorul... Bă, cred că stați așa. Cred că trebuie să-l chemăm neapărat pe doctorul nebun de urgență. Dar la cine cred este bățul? Nu mai există bățul, de ce? De ce vrei cum bățul? Adică nu mai există? Cum adică nu mai există bățul? Păi vreau bățul meu. Ce are? Mamă, s-a răstit la mine. Mi-e frică, mi-e frică. Nu. Te rup pe o cracă din copac. Oh, nu. E că nu mă vede. Poftim. Oh my god. Oh, oh my god, e nervoasă. E nervoasă. E nervoasă. Ok, trebuie să strigăm după doctorul nebun. Ok, ai strigat astăzi după doctorul. Doctorule, vină repede, doctorule. Unde e doctorul? Doctorule, te rog, avem nevoie de ajutor urgent. Ai, de unde? A, ok, gen, da, e aici, doctorule, e o urgență. Da, mă, ce? Ajutor, mă, problemă. Stai, ce vreți? Nu mă lăsați deloc să dorm. Stai așa, deci, Irinuș, l-am chemat pe doctorul nebun. Ce problemă avem? Ce s-a întâmplat? Oana s-a răstit și la mine. Nu pot să cred. Și vrea neapărat bățul. Nu, doctorul ai auzit, nu? Să vin să vă aduc bățul. Oh, nu. Deci fii atentă, Irinuș. Spargi niște frunze de alea, găsești un băț random și îl dai ei, ai înțeles? Poate o păcălim cu un băț de la fals. Ok. Deci, doctorule, ideea e că Oana a băut o poțiune super misterioasă din camera mamei stricte, gen. Adică, Oana a băut o poțiune misterioasă? Nu pot să cred. Da, gen, nici noi nu credem, adică de ce îi bea o poțiune? N-are total niciun sens. Nu cred că n-am văzut. Păi am văzut noi, adică eu am văzut, nu știu dacă ați văzut și voi. Eu am auzit-o cum bea. Da, exact, și am auzit-o că a băut așa urât, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că poțiunea nu știu ce a afectat mintea sau ceva, nu-i așa, Irinuș, că tu erai lângă ea. Cred că da. Mamă, păi și doctorule, ce ne facem acum, că pare că se transformă în ceva, nu știu, în surioara strictă sau habar n-am, nu știu ce se transformă. Bățul? Păi și unde e acum? Dacă mi-l dai putem să facem ceva. Bă, da, bățul. Oh, nu. Oare mai fi acolo? Trebuie să mă duc să-i dau bățul. Trebuie să mă duc. Ai de capul meu. Ok. Ți-am spus să-l pui în siguranță. Deci, spus că ce? Până ce vin spus? Eu, ea se duce în casa tatălui strict. Nu, nu pot să cred. Înseamnă că a luat bățul. Nu. Eu ți-am zis, Jackie, că nu le-ai ascuns bine. Bă, dar nu e adevărat. L-am ascuns foarte bine. Cum adică nu l-am ascuns bine? Putea acolo, se vedea. Nu e adevărat. Mă, ce se întâmplă? Oh, nu. Nu mai ai aici. Na, că l-ai ascuns bine. Oh, nu. Bățu.
Unde-i bățul? Oh, nu, Jake, a dispărut. Poate a căzut aici jos, ia să se așa, poate a căzut aici jos. Poate prin ce spune. Ia să verificăm. Oh, nu. Oh, nu. Mă, ce? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mi-a dat bățul. Oh, nu. What? De ce ai spart nimic? Mamă, ce ziceri, nu! Nu, 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 fugiți! Am eu bățul. Ce bățul i-a dat? Mulțumesc! Nu, ce-i vine bățul? Vin! Irinu, sper că nu era la bățul real! Nu, vine! Fugiți! Fugiți! Oh, nu! Nu! Irinuș cumva i-a dat... Irinuș, vină încoa! Irinuș, vină încoa! Nu! Bă! Mă, ce-a făcut? Cum i-a zis? Irinuș, ăla era bățul real cumva? Nu! Ok, păi dar și unde-i bățul real oare? Oh, adică? Cum adică bățul real? Oh, nu. Ăla e bățul real, Oana. Da, e bățul real, e bățul real, e bățul real ăla. Ba da, e bățul real. Hai de capul meu. Ce o să-i facă? Nu, așa se simte. Nu, așa. Oana, las-o pe Irinuș, las-o. Las-o în pace. Fugiți. Unde s-ar veni? Trageți-ne ea. Fugiți. Hai de capul meu. Nu. Fugiți. Hai de capul meu, Irinuș, e supărată rău pe tine, Oana. Doctorule, fugi, doctorule! Oana, lasă-l! Ce vorbești tu cu mine? Irinuș, las-o! Ăsta-i bățul real, numai că n-am vrut să știe că i-am trădat. Mă, ce? Bravo, fata, bravo! Nu! Ăla-i bățul real! Și cum o să facem noi rost acum de bățul real de la Oana? Nu, am o idee, fraților, am o idee foarte, foarte bună. Deci, trebuie cumva să ne aliem, să o doborâm pe Oana, care este mama strictă, probabil, pentru că nu înțeleg cum... Oh my god! Oh my god! Ce se întâmplă? Mă, ce se întâmplă la mine în casă? Nu mă minți! Mă, ce? Așa! Ce-ai făcut? Următor! Ce-ai făcut, Luciei? Ce-ai făcut? Nu i-am făcut nimic, m-a mințit! Ce-ai făcut? Mă, ce? Oh, nu, no. Tiki. Da. Ia zi, dragule, ți-ai făcut temele? Da, acum mă duc să ți le aduc pe toate, de la mate, de la română și engleză, ok? Hai, mă duc să ți le aduc. Acum, nu, da, mă duc acasă să... Ia bătaie. Cristinel! Uite, a venit Lucian înapoi. Poate să fie următorul, Jakey. Nu. Ștefan. Vreau un ordinaj de mers, orice, o mașină, o ceva, te rog. Stai încă în jurul. Uite aici. Oh, nu. Vino în partea asta, vino. Motocicleta aia de la omul lor, ce merge? Că poate o luăm pe aia. Hai de capul meu, nu. Mergem cu a mea. Hai de, Ștefane, te rog, am nevoie de ajutor. E urgență. Hai de capul meu. Hai de fugi, te rog. Te rog. Așa. Hai că avem noi teme. Oh my god, Ștefane, deci fii atent. Hai să coborăm, vino cu a după mine. Cred că am pierdut-o. Ai de capul meu. Asta, mi-a ascund asta. Da, ascunde-o să nu ți-o spargă sau ceva. Ștefane, fii atent, trebuie să ne aliem să o doborâm. Ai auzit bine, trebuie să o doborâm. Și mă gândesc că dacă o doborâm o să putem să-i luăm bățul. Nu, adică ar avea sens, și ce zic? Mă, dar n-am înțeles dacă ăla e bățul real sau nu. Cred că e bățul real, Irinuș a spus că ăla era bățul real. Da, deci cred că Irinuș ne-a trădat. Poate ne minte pe noi. Păi, tu ai văzut ce a făcut cu bățul ăla? Efectiv, l-a bătut pe Crisner și a bătut-o și pe Lucia. Eu nu cred că... Da, okay, uite. Ok, l-a bătut din nou pe Crisner. Gen, cred că ăla este bățul real, Ștefan. Fii atent, deci trebuie să... am o idee, doar că trebuie să mă duc la mine acasă și trebuie să-mi pun armura mea invizibilă. Tu te rog, ai grijă, ok? Deci stai printre copaci și încearcă să te uiți doar la ea, dar să nu te vadă, ai înțeles? Revin imediat. Perfect, fraților, avem armura asta și uitați. Acum suntem total invizibili. Trebuie să mergem să vedem... Mă, ce se întâmplă la casa mea? De ce arde totul? Nu. Unde-i Oana? Ai de capul meu, fraților, trebuie să o salvăm pe Oana, pentru că totuși nu e normal, adică ideea e că ea nu e așa, fraților, ea nu este așa. Uite aici, așa, Cristina, ai grijă. Oh, nu, mă, ce se întâmplă? Nu, Lucia! Lucia, ai grijă, Lucia! Lucia, nu sunt. Lucia, ai grijă! Oh, dă-mi... Nu, dă-mi mine, nu! Oh, uite! Oh, my god, crede că Irinuș a dat în ea! Trebuie să o ajutăm pe Irinuș. Trebuie să o ajutăm pe Irinuș. Poftim? Nu am făcut nimic. Și acolo rămâi. Irinuș, ok, stă înăuntru. Ok. Irinuș, ia astea și pune-le pe tine, ok? Hai să scăpăm, Ștefan, suntem noi, eu și cu Irinuș. Nu știu unde e Irinuș, că i-am dat armură, dar... A, uite, e lângă copacul ăsta. Nu, suntem înăuntru, Ștefan. Deci fii atent, Ștefan.
Ok, ok, deci fii atent, Ștefan, ideea este că noi, eu cu Irinușa vorbim și suntem pregătiți să o dobărâm pe mama strictă, adică cool. Oana. Arme, asta e singura opțiune, arme, îmi pare rău, Irinuș, dar trebuie, îmi pare rău, dar trebuie, sper că ai, exact, da, 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 exact, îmi pare da, foarte rău, Irinuș. Stai, Ștefan, fugi, ai grijă, Ștefan, Irinuș. Copil, unu. Ștefan. Ștefan. Ai fost cumva la... O, nu. Irinuș. O să vadă că ai evadat, Irinuș. Unde e, da, Irinuș? Am fost acolo, am fost acolo și... Vino aici, Ștefan, da. Vino aici, Ștefan, vino aici, vino aici. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Bancă. Oh my god. Unde e Irinuș? Irinuș, ești aici, Irinuș? Unde e Irinuș? Irinuș, deci suntem pregătiți, vino cu a... Hai, după mine, nu știu, uite, vezi bă, particulele astea cum ies din pământ, vino după mine. Și fii atentă, uite, Ștefan. O, nu, o, nu, o, nu. Nu. Ștefan, 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 arma, arma și trage, Ștefan, arma și trage, arma și trage, trage, trageți! Mă, ce? Oh my god, a funcționat! A murit instant! Oh my god! I-am găsit bățul, bățul, fiți atenți, fiți atenți! Deci fiți atenți, vă rog fugiți, i-am luat bățul! Da, eu sunt invizibil pentru că am ajutat-o pe Irinu să scape, că a pedepsit-o, deci fiți atenți, ea o să vină nervoasă înapoi să-și ia probabil bățul, dar nu să realizeze faptul că nu-l mai are, vă rog, fugiți și ascundeți-vă! Ascundeți-vă, ascundeți-vă. Okay. Ascundeți-vă. Lucia, Lucia, fii atentă, Lucia. Deci, da, da, du-te, da. Du-te la Fonzo aici în casă și uite-te pe geam. El are cele mai mari geamuri și pândește-ne. Eu să mă duc să vorbesc cu doctorul nebun. Hai la omul. La da, omul? Da, da, deci fiți atent, stați tu strig unul lângă altul, vă rog, că voi nu aveți armură de asta invizibilă. Protejați-vă unul pe altul, ok? Arată-te, vine. Vine, uite-o, uite-o. Mamă, e nervoasă rău, cred. Uite că se duce la corpul ei. Oh my god, ia că am dat în ea. Am dat în ea. Ce se întâmplă? Nu mai ai bățul, este al nostru acum. Al nostru. Irinuș, fata mea dragă, să-mi-l dea înapoi. Irinuș ne-a ajutat. Irinuș ne-a ajutat. Fetița mea, unde ești? Hai că nu o să te bat. Irinuș ne-a ajutat să luăm bățul înapoi. Bă, nu! Nu, 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 nu. Ce se aude aici? Oh, nu. Oh, nu, Irinuș? Da, oh, nu, nu e bine, au intrat la ea. Oh, nu, nu, nu. Ce se întâmplă? Cine tot vorbește? Sunt vocile din capul tău. Nu mă găsești. N-ai cum să ne pedepsești, că nu o să ne găsești. Băbăciune. Copilaș. Mamă, ce râde Cristinel de ea. Mă, ce e ușa asta, oh my god, aici? Lucia, 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 ai grijă! Lucia, ai grijă! Deci voi vă jurați. Lucia, fugi! Nu, nu, nu! Nu! Nu, Lucia, 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 o ajut pe Lucia, o ajut! Oh, nu, 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 Lucia, ai grijă, Lucia! Deci nu voi să te n-are puterea, n-are puterea sticului, n-are ce să facă! Ce, mamă, că ești deja bunică! Mă, ce? Bunică! Fugi, Lucia, fugi, 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 ai grijă, ai grijă! Ai de capul meu, Irinuș, fii atentă, Irinuș! Cred că, fii atentă, scoate-ți armura. Să te vadă pe tine, că e foarte supărată pe tine. Nu știu unde ești, dar scoate-ți armura, să te vadă. Nu-mi dați bățul. Uite, uite. Irinuș, fugi, fugi, fugi. Irinuș. Bună, Oana. Nu, deci nu, nu pot să cred, Irinuș, m-am păcălit. Oana, ai grijă. Unde mi-e bățul? Nu te-am păcălit. De fapt, Irinuș, ai grijă. Unde mi-e bățul? Spune-mi, Oana, nu mă nervești. Uite bățul, uite bățul. Dăm bățul, dăm bățul. I-au luat bățul. Oh my god, deci trebuie să mergem neapărat la doctorul nebun să-i spunem de bățul ăsta. Probabil poate să facă el o altă poțiune sau ceva, nu înțeleg, pentru că știți foarte bine că ultima dată el a avut nevoie de băț. Probabil mă gândesc că poate să facă o poțiune definitivă să termine odată cu toată nebunia asta, pentru că sincer, fraților, eu nu mai suport nimic legat de tatăl strict și de mama strictă. Ia să mergem la doctor. Da, ok, gen. Bineînțeles, hai, de ce mă miră că nu e aici, frate? Clar nu era aici. Hai de capul meu, doctorule. Doctorule, unde ești, doctorule? Te rog, te rog, te rog, vino repede, 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 că am băzuit, am băzuit, că l-am aici în mână. Haide, unde? Aoleo. Bă, da. În primul rând, doctorule, te rog, nu mai, poți să nu mai apar gen fix în fața mea, măcar apar și tu pe stradă ca un om normal. Uite-o pe Lucia, Lucia, ai grijă, Lucia, ai grijă, Lucia, ai grijă. Uite, doctorule, ideea e că am găsit bățul, l-am găsit. Lucia, Lucia. Ce din ce în ce mai rău, ai nu, nu pot să cred. Nu știu, îi dau, cred că bățul acum, adică l-ai găsit perfect, dă-mi-l acum. Uite, îi dau bățul, uite, da. ia bățul, ia bățul. Când e gata, o să vin la voi. Ok, gen, cred că a luat bățul și cred că vrea să deci facă poate poțiune. Să fac un antidot. Nu știu, nu știu. El e doctorul nebun, ar trebui să știe totul, gen. What? A dispărut? Da, așa face el, e normal. Mă rog, ideea e că fii atentă, da, Lucia. Știe și magie, ce... Da, nu știu, crede-mă că nu știu care e. Ți-a dat foc la casă. Doamne, mi-a dat foc la casă. Mă, da, chiar da, uite că mi-a dat. De acolo. Ai de capul meu. Deci am dat bățul lui. Oh my god. I-am dat bățul lui doctorul nebun. I-am dat bățul, i-am dat bățul. A zis că o să ne dea un antidot. Mă, ce? Hănili. Ce
cine e, mă, câinele ăsta? What? Irinus, ce se întâmplă? De ce nu putem zămâni el? Mă, ce? Ok, da, e un câine cam ciudat, sincer. Dar unde e mama strictă? Unde e? Ce? Mă, ce? Uite acolo, uite acolo! Vine, vine! Uite, mă, e al meu? Ai al meu! Hai de capul meu, fugiți, 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 fugiți! Doamne, unde să mă... Bă, nu! Nu! Cățelușul! Nu mai e bățul. Bățul este la doctor nebun și o să facă un antidot din el și o să-ți revii. Ai înțeles? Oana, ascultă-mă, Oana. Dacă mai ești măcar o frimitură în capul tău acolo... Mama strictă, nu ascultă de tine! Tu nu ești mama strictă. Tu ești Oana, asta trebuie să înțelegi. Și crede-mă că mie nu mi-e frică de tine, uite ce am eu. Și chiar nu mi-e frică absolut deloc de tine. Nu mi-e frică de tine absolut deloc. O să-ți distrug toată casa. Ce casă să-mi distrugi, mă? Nu mi-e frică de tine, tu înțelegi că nu mi-e frică de tine. Când îți dau acum una, nu mi-e frică, nu mi-e frică. Da? Da, nu mi-e frică de tine. Deci mă enervezi. Ia, enervează-mă, ia, ce o să faci dacă te enervezi, ia? Mă enervezi și fac... Aha, ce o să... Măi, ce... Oh my god. Oh, nu. Oh, nu. Nu. Cine vrea să mă mai enerveze? Nu. Nu mai am nimic, nu mai am armele. Hai de capul meu. Nu e, doctorule, te rog, doctorule, când e gata, te rog, că nu mai suport. Hai de capul meu. Ok, mă duc acum. Mă, dar împândește corpul. Nu te mai uita la mine, crede-mă că nu o să-ți mai elea niciodată înapoi. Nu. Ia că, ok, perfect. Le-am luat. Nu. Bă, lasă-mi cățelușul, uite, cățelușul e al meu, lasă-l. Dai bățul? Nu mai există bățul, bă! Câinele! Lasă cățelul. Nu, dă-mi bățul și lasă-mi pace. Câinele meu, câinele meu! Mă omoră câinele, asta merită. Nu poți să-i cred așa ceva. Lasă, Gigi, mai ai tu încă 12. Nu mai am niciun câine, n-ai văzut, cred că mi-a omorât pe toți. Am mai omorât unul. Nu mai e niciunul, nu mai e niciun câine, nu mai am. Oh, nu, era venit, nu. Trebuie să-mi sting tot focul ăsta, unde-i doctor? Mamă. Oh my god. Deschide-mă și închizi. Oh my god. Mă, ce se întâmplă? O să mă ascund aici. Mă ascund aici. Pun armura pe mine. Oi. Hai de capul meu, ia, uite că... Irinuș, ești din casa asta, ești din casa asta, n-auzi, ieși! Iar vocea asta enervantă, lasă-mă în pace! Doamne, nu e bine? Unde-i doctorul? Doamne, dacă te ia frate să facă poțiunea aia, nu înțeleg! Mă, cred că e casa mea, e în casa mea efect... Aoleu, doamne, i-a rămas priat ăsta! Gata, aruncă poțiunea pe ea! Am luat o poțiune! Ce? Poftim? Lasă-l pe doctorul, lasă-l! Nu, unde fugi? Nu, iau poțiunea nimic. Asta, o să-ți dea un băț. Nu. Vrei bățul înapoi? Dăm bățul. Vrei bățul? Exact. Dăm bățul. Unde e? Vă rog, luați distanță. Pleacă Ștefan, dă-te. Irinuș, fugi, Irinuș! Na! Așa, perfect. Okay. Ce mi-ai făcut? Gata, acum Oana revine la normal. Las-o în pace pe Oana, mamă strictă, nesuferită. Las-o în pace. Mă, oare a funcționat? Nu mai vorbește, vedeți că nu mai vorbește. De mă, da. A revenit! A revenit, ce face mă ăla acolo? Mă, ce? Prieteni? Oana? Ești bine? Dar cum am ajuns aici? Parcă eram la casa aia urâtă. Oana, nu vrei niciun băț, nu? Nu vrei niciun băț, nu? Ce să fac eu cu un băț? Și-a revenit. Doamne! Și-a revenit. Bine, mă! Bine! Uite, dacă vrei, vine adică? Și-a revenit, mă, e revenită. Ai de capul meu, uite un corp acolo! Uite, fix așa arătai. I-a rămas corpul aici, bă! Uite, vezi, Oana, exact așa arătai tu. Exact așa arătai tu. Doamne, nu pot să cred. E bine totuși că și-a revenit, gen...